În episodul anterior, ficatul mi-a mărturisit că este îndrăgostit de splină și m-a rugat să mă văd cu ea la cafea, să aflu dacă poate și ea simtă la fel. Uitați-o că vine! Fata! Fată! <fie> Îmi place cum te-ai îmbrăcat! Capilarele astea vechi! Mersi! tocmai ce l-am curățat. Deci, spuneai că ai vești pentru mine. Da, se pare că ai un admirator. <laughs> eu? Da, se pare că cineva e un pic îndrăgostit de tine. <laughs> Fata, nu am eu timp de dragoste, tu știi câtă treabă am. Ești sigură? Îmi pare rău. Am două pulpițe de întreținut și astea mi-ocupă toată ziua. Două pulpițe? Da, pulpița albă și pulpița roșie. Vrei să le vezi? Poți să ți le arăt. tocmai ce le-am lucrat. Da, ia să le vedem. Bine, îți arăt pulpița roșie mai întâi, că e cea mai mare. Uite, pe aici intră globulele roșii și trec prin sita asta ca să ajungă mai departe în circulație. Um, Nu-i un pic cam strâmtă sita asta? Păi da, fate, ce crezi? E ca la Next Top Model. Dacă globula roșie nu are forma perfectă sau se mișcă prea lent, nu trece mai departe. Hello? Păi și ce se întâmplă cu ea? O dau la macrofage. Macrofage, fage, fage, fage ceva cum... Macrofagele sunt celulele ale, ale sistemului imunitar care mănâncă toate gunoaiele de prin corp. Prin urmare, dacă globula roșie nu îndeplinește criteriile, macrofagele o papă, și așa filtrez eu sângele. Să știi că și admiratorul tău se ocupă cu filtrarea sângelui. Mm. Drăguț, dar n-am eu timp de loveuri. Asta cu curățatul sângelui e una, dar mai sunt și hostess, recepționeră și manager de hotel al sistemului imunitar. A, da măi, că tu ești organ al sistemului imunitar. Da, fată, și pulpița albă este unde le cazez pe celulele sistemului imunitar. Hai să vezi, e mai mică, dar e mai tonifiată. Uite, asta e pulpița albă și aici e recepția pe unde vin celulele dendritice cu o bucată de microb ca să se ducă la celulele T să le activeze. Am mai zis de celulele T. Ah, te-ai văzut cu vormiu? Da, el îmi trimite celulele astea T și dacă celulele T recunosc microbul și se activează, se duc după aia în bucătărie la celule B și le luargă să facă anticorpi. Păi, mare păcat că nu ești interesată de romantism, că și admiratorul tău ajută celulele sistemului imunitar. Chiar ați avea despre ce să discutați. <laughs> fată, chiar nu aș avea timp. Nu vezi că filtrez sânge în continuu, mă mai lupt și cu infecțiile și pe deasupra trebuie să mai stochez și fier. Și el stochează fier. Fata, înțelege, nu sunt interesată. Bine, nu vreau să te stresez acum că poate te inflamezi pe aici. Te poate liniștită, pe mine nu mă afectezi cu stresul ca pe alte organe. Deși recunosc că am și ofricile mele. Cum ar fi? A, să nu mă măresc, evident. Și lui tot de asta este frică. Chiar nu vezi câte aveți în comun. Fata termină! De câte ori să zic, nu mă interesează, nu mă insista, chiar n-ai cum să mă convingi la naiba. Bine, iar mă am exagerat, știu. Adevărul e că mie mi de el și chiar am vrut să-l ajut cu chestia asta. Bietul de el e înconjurat numai de organe profitoare care nu vor decât favoruri și resurse de la el. Mă cred că e greu să fie așa bogat ca el. A, e bogat? Cum ziceai că îl cheamă? Hmm. Ia să vedem dacă ficatul ăsta are Tinder.